Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de House Flipper Pentru cine nu știe, noi ne-am mai tot jucat House Flipper pe canalul secundar Unde am cam terminat misiunile, după cum vedeți aici și nu mai avem efectiv nicio misiune Așa că bineînțeles am trecut la imobiliare, astăzi suntem agenți imobiliari și bineînțeles chiar și Bruni este, bună ziua, bună ziua. Bun, Bruni, astăzi o să cumpărăm o casă de 700.000 de, de casă, 705.000 mai exact, pentru că bugetul e 740.000. O să vedem ce facem cu ea, după care o să o vindem pentru profit. Cam așa arată căsuța. Ar trebui să fie destul de mare, după cum vedeți sau nu vedeți. Dar înainte să-mi cumpăr casa, nu uitați să dați și voi un like acestui episod, să stângem două like-uri, gata. Du-te! Oare, oare vine cu mașina? Uh, păi așa ar fi logic, uite-te de mai ai garajul Păi vezi Opa De ce e ce închis așa, bă, a fost vreo crimă pe aici What is this, my friend? Deci am dat 705.000 pe ea Și trebuie să facem profit, bineînțeles Bă, și nu avem mașină Oare putem cumpăra mașină? Hai că vedem imediat Hai să intrăm în cășuță uh, Apasă pentru a elimina Ce se întâmplă, frate meu? Ia mă, dacă dau pe tabletă, îmi scrie cumva ceva cumpărători, bă. Trebuie să există o bucătărie decentă. Nu, știi ce? Uh, ai, uite, abilități. Aparent avem abilități. Triceps de oțel, Bruni. Sporește tot. <laughs> Ciocan profesional. Sporește, sporește. pe păi nu pot tot, atâta nu. Uh, Bruni, vreau să facem casa asta exact cum vrem noi și nu cum ne cer clienții. Mamă! Dar am luat ceva casa abandonată, aparent, bă. Uh, băița ai frumii. Chiar îmi place baia, ca niciodată. Uuu, uh, birou frumos și ăsta aici, baie. Nu mai aici, intrăm în garaj. Bă, vreau să văd dacă pot să cumpăr mașina, frate. Caut articole, mașină. Noi, bă, uite un raion. Ta, era fain, bă, să pot pune și eu o mașiniță. Asta ah, e stai, stai, să vedem ce camere mai avem. Una foarte jegu... Ok. Ai zis că a fost crimă. Deci chiar a fost o crimă în casa asta. N-am citit detaliile casei. Ok. Ia uite. Doamne. Bă, ce pas, amigo? Opa, stai. Foarte dubios am fost aici. O cameră goală. Aici, la Bă, tine de tine ce am tine impresia tine. că... Da, aici l nu ținut legat. What? Am văzut o lumină. Ok. Bă, ca asta stai și bântuită, s-o și crime pe aici. Da, Ia uite, pași iarăși. Care se termină acolo Un scaun, aici s-au bătut Scaunul ăla așa răsturnat O baie fumii și asta Mamă, dar avem casă uriașă, Bruni hmm. Deci, practic, asta e casa noastră până o vindem Putem face ce... A, dar doar acolo arată urât Baia asta e urâtă, Bruni Hai să începem cu etajul, dacă tot Vinde casa nu vreau să vând casa Bun, în baia asta ce avem de făcut? Sincer, arată urât dar nu cred că merită să stăm să ne pierdem timpul să să schimbăm baia acum totuși. O, opa, geamul asta nu trebuie curățat? Bine frate. Merită să schimbăm ceva în baia, Bruni? Nu. Hmm, iau un pic curățică, dar hai să zicem, am făcut un pic de curățenie. Mergem în această cameră, care sincer e cam urățică și asta, de ce să mint? Iară ceva jec pe geam. Mă, eu cred că o să ne dea bani în plus pentru simplu fapt că... Opa. Da ce acolo? Stai cu că n-avem bec. Opa, așa. Gata, mă, că n-aveam bec. Pentru simplu fapt că facem curat, o să ne dea La niște să bani. Lasă-și geamurile deschise. Ai întrebat ce-i cu roșu? Becul era cu roșu, că nu era... Nu era ok becul. Mă, cu vorul ăsta, ce părere ai de el? Hai să schimbăm. Aia zic și eu. Cam un rățel, doze, doze. Parcă arată mai bine fără covor, despre ce vorbim. Covor. Hai să vedem. Ceva destul de mare. Mamă, dar nu. Sunt mai urâte, mă. <laughs> o lucru cu Asta simplu, da, roz. Covor gri. Hmm, covor Trebuie gri, dar arată copasă. bine. Să să punem unul albastru, mă brune, că totuși. Mă. Gri vrei, bine, da, gri punem. Mă. Cumpără mai vrei. multe. hm Pun numai unul, așa. Nici nu știu cum să zic. Nu prea, parcă nu se prea potrivește, mă Bruni. Dacă rotești, Ia că pun unul aici. A, nu pot pune mai multe. Nu. Bun, te să, leau să -l iau să l ce-am făcut? Mutăm cover ratio. În mijloc. N-am prea făcut combinații bune, sincer adică. zic. Hmm. Dar nici ies pe minus, parcă n-aș accepta. Știi ce? O să mut un pic și camnele astea. Pun asta așa și ăsta așa. Aici unul lângă altul. Frumii, frumii. Covor un pic mai așa cu așa Gata. Un pic mai în și... Nu o lasă, la cum asta este, nu mai avem timp. Am remodelat și noi un pic camera ca să nu se zică că m-am urât patul asta. Că n-am făcut nimic totuși. Bun, deci în camera asta din nou zig la geamuri. Nu știu care e istoria, sincer. Bun, aici avem ceva cu roșu, dar nu dau seama ce priza sus. asta. Sus sus cu roșu. care aici, pe colți. A uite, acolo, o priză, mă. Gata, am avem o priză stricată, o rezolvă țanu. Tu să fiu foarte atent că aici nu mai zice ce e stricat, ce nu e stricat. Trebuie să mă descurc singur că e căsuța mea, sigur. Opa, bine, e căsuța noastră, se, se subînțelege. Deja am Asta e viața bună, și garajul, e o încăpere. O, <laughs> ce hey. Bă, asta trebuie mutată clar. Așa cumva. Bă, pare comod aici lângă calorifer frumii. Aici nu ar strica un monitor ceva. Hai să vedem. Uh, cumpăr magazin. Monitor. Ia să... Mamă, ce monitoare, bă! Ce lombruni, ceva Primul. scumpet? Hai să nu exagerăm despre ce vorbim. Monitor de ăsta. Atunci uite ăla. Ăsta? Ăla. Ăsta-l punem. Cumpăr acum, dar nu știu dacă încape perfect, ce pot să zic? Se potrivește cu peisajul. Patul ăsta, eh, cam rățel, dar hai să lăsăm așa. Asta funcționează, mă? Da. Cred că da, cred că e ok. Opa, așa. Mă, a, aici nu trebuie monitor, că e camera de copil, cred că, mă, sau nici nu știu. Dar lasă să se uite și el la ceva, frate. Nu-i și calculator, nu luăm la monitor. Asta e viața. Face și noi. Să fie niște modificări în casă, să nu fie casa chiar așa ca la început. Bun. Cu noi. Uite aici la geam Și aici am ratat undeva ceva cu noi Sus, cred Ba nu, era pe jos, nu știu Bun, aici iarăși becul din hall Adică se rezolvă cu oficialul instalatorul Geamurile uh, cum se prezintă? Cred că sunt ok geamurile Bun, bun, bun Hai să vedem aici și ai unde a căzut Nu înțeleg de ce l am trântit Când se băteau probabil Bun, Geamuri curate, frumos, ca așa am învățat doar. Așa cu așa, pa, totul pare ok. Uite cu prosoape sau ce să stea, mă? Zici că suntem la hotel. Asta așa ar trebui să Pobrele stea, cred să că da. Dulapul. dulapul ăsta, sincer, un pic am dubios aici. ce cu peretele ăsta? Mamă, și camera asta e strâmbă rău. Stai așa că avem prize de făcut, sigur. Mă, eu zic o să facem profit cel puțin 50 de mii la casa asta, tu ce zici? Eu zic uh, 80. Hmm, ar fi bine, sincer, să putem cumpăra case tot mai scumpe, să luăm casă de un milion. Mar bogătan ne facem. Bun, aparent mai am aici, eu te o becu. Ce ai făcut becule? Rezolvăm toate becurile din toată casa și aici, cred că la fel. Și asta e doar la etaj, stai așa că avem și, uh, și jos. Stai că acum trebuie curățate toate astea. Și aici și, a, și, acolo. Cred că am curățat tot sau nu? Hmm. Mai are ceva? A, ah, gata, gata. Cred că cu e cu jegu. E nasor că nu scrie dacă e 100%. Măsuța asta nu e cea mai faină, dar dă bine cu parchetul. În schimb, dulapul ăsta nu-mi place deloc tu, tu vezi cum e camera asta? Ce pereți dubioși. Ok, o să ies din camera asta că mi se pare dubioasă rău. Bun. Și mergem în băiță care arată chiar bine rău Stai așa că avem un pic de jeg Sigur Gata. că da Ce zici? Gata, totul e curat Totul e frumii, nu mai băgăm nimic? Nu. E, un covoraj de baie, mă, Bruni Cum să nu bagam Covor baie Oare, merge dacă scrie așa? Hai că merge dacă e <laughs> Ia uite, pot dea. Mochete Uite așa ceva, mochetă O mochetă din să asta, pe păi mă, Bruni, pentru baie. Păi nu să pune de Ei, dar ce vrei să pun un vor? vor, De la ui păi că se potrivește. Nu. L Perfect, Bruni, perfect. Exact ce am vrut. Hai da mă, că mere cât de cât. O să le la sfârșit ce investiții am făcut. Ba, dar aici parcă văd jegul un pic, nu -mi dau cu seama ce se întâmplă. Ia să dau eu un pic cu mopul pe aici. What? Am ajuns jos. A, ah, pe scările astea vedeam eu jeg mă. Gata, mă, nu se mai vede Jeg, am știut eu ce am știut. Bun, trebuie să ștergem urmele. Acolo fac pozică, aici. Aici o să fac o pozică? Să da. știi că nu zici deloc, Robrone. aș poză înainte și după. Bine că ai zis acum. Bun. Mă, cam duc să curăț jegu de peste tot, dar mai bine o iau eu în ordine, mă. Ia, baia asta, baia asta pare perfectă, dar ce aici un covoras micuț? Ăla un covoras gri dinioară. ca să... Ce zici? Ăla-i nimioară. Covoras și nimioară mă Bruni, serios? Da. Ăsta? Da. Hai mă Bruni, cum să pun așa ce... Aulă de imens. Mamă, e uriaș. Uai, ce, ce mă bucur că nu-mi plăcea. <laughs> exact, bun, frate, covor. Uh, Tot așa ceva micuț și gri. Hmm. Nu avem frate nimic... Uite ăsta pare bun. Of nu no fi el gre... Mamă, cât ui! Da, frate, un covoraș mai micuț. Uite ăla de sus. Covor. Pe pe ăla l-am pus. Uite ăla. Hexagon? Da. Nu, că am impresia că tot așa o să fie. Atunci de la albastru. Covor pe pădie. Bă, dar de ce să așa mar, mă, frate? Pune dintr la rotul. Tot albastru. Dar poți să schimb culoarea. Aaa, ah, ce paletă-s. Pe Uuu, uh, perfect, domne. Așa micuț. Pun un uite aici Gata mă, mai vii de acasă, aici n-am nevoie Bă, aici au zice bine Bruni să facem o pozică Avem aparatul foto, ia uite aici cameră Bun, acum Bruni, cum facem poza? Aceasta este întrebarea uite, uite numai pete de sânge peste tot Tu, Mai așa, din colț De aici? Nu știu ce să zic, uite aici, mă sui pe asta Ia, cameră Păreri? Nu, no, chiar un pic mai încoace, așa cu așa. Și uite, deja facem și thumbnail-ul barbacșanilor. Și un pic mai în jos. Și vadă sângele, bă. <laughs> ok, sincer, îmi place, ia. Gata. O nouă imagine a fost adăugată în galerie, ia. Fotografii pe cameră. Gata, frate, am făcut și fotografia. Da, nu mă ocup încă de camera asta, o las un pic aici așa. Hai să o luăm cu început. O, aici ieșim afară. Aici avem un birou. Becu. Becul la birou, sigur, sigur. Vă să spuneți acolo în comentarii dacă mai vreți să vedeți episoade de house flipper de asta. Mă, aici ar merge un laptop. Opa, stai că tot pe cameră rămas. Există să cumpărăm laptop, oare? Laptop. Da, mă, cum să nu e... Mamă, cât costă? Hai roz! Roz nu se potrivește, mă, brune. Hai să ne batem joc de casă. Bine, mă, dacă zici tu îl fac roz. Mamă, bă, dar să știi că nu e deloc urât. chiar era nevoie de un laptop acum, la modul serios. Și dacă tot luăm un laptop, de fapt nu mai ai nevoie de mouse și alte chestii, că doar e laptop, de-aia e laptop. În rest, mă arată ușor camera, sincer. Investiții minime, ca să zic așa. Bă, ce putem cumpăra? Nu-i mizerie, e tot în regulă aici. Deschide. U, de aici deschid garajul. Să-i cumpărăm o bicicletă? <laughs> ok, da mă că suntem în 2021. Bici. U, uh, asta are tot așa o, nu o nuanță ai de roz. Altă. Hai mă că-i tot cu roz asta. Oh. Uite ce fain e. Stai, deci -ai, aici e intrarea. Bicicaleta o să pot pune nu uite -a aici părere. așa. Păi frate, am luat și bicicletă la un ce mai vrea mașina Nu pot să-i cumpăr. Uh, da un, uite, gher, nu acolo, nu acolo. Trofee. Luăm un trofeu, hai că luăm un trofeu. Ocazional. Un om de zăpadă. Uuu, un ceas din asta ar fi frumos. Pune omul de zăpadă, te rog, te rog. Bine, dar stai că vreau să pun si un ceas. Are omul meu nevoie de un ceas, nu știe cât e ceasul. Da, unde să-l pun? Uite aici deasupra la bicicletă. Perfect, domne. Uh, și ai sunt om de zăpadă? Da. Sigur. Wow. Nu știu unde, oare nu putem pune în grădină? E că sunt chiar curios, putem pune chestia afară? Nu putem, va. Ha. Era frumit, dar nici ce înăuntru nu cred că merge pus, nu știu ce să zic. E oh, ui, Nu merge pus nicăieri, bro, nu știu cum funcționează. Trebuie doar dacă cumperi grădină. Se poate, n-am idee. Mă, momentan cred că lăsăm garajul așa, că deja se întrece cu gluma. I-am pus un ceas, gata și cu birou. Un închidem și aici. Next. A, baia am făcut-o. Mai avem camera asta cu ala. Ok, ăsta o să-l vând. 69 de lei, frumos, pam, pam. Aș vrea să cumpăr un dulap, bruni. Hai să vedem, dulap. Ce fel de dulap găsesc? Nu, că am nevoie de la pentru haine, la aia mă gândeam. Dar cum pot să caut? Dress. mobile... Ia uite, mă. Nu, așa, sau? Hmm. Dulap, nu, hai să mai căutăm dulap. Dăm în jos aici și așa. Uite, ceva de genul am nevoie, mă brun. Uite, așa ceva, dulap. Da, e cam urățel el, așa, dar ceva de genul ăla. Astea suspendate, nu vreau foarte suspendat, nu vreau de bucătărie. Uite, așa ceva, mă. Dulapul Charles, pe ăsta le U, sau ăsta, numai că ăsta cred că e prea mare. La că lăsăm pe ăsta Charles. Da, e numai bun. Intră aici la fix. Și mai punem ceva, pune nici nu știu. O oglindă. o oglindă, hai să vedem dacă găsim și o oglindă. O oglindă. Hmm, ce fel de oglindă, Bruni? Pe perete aș vrea. Păi da, pune, uite, uite aici, una da, asta pare mare. Suficient de mare. O punem aici așa. Și eu zic că e suficient. Ba nu, ceva de stat jos. Fotolio... Ia să vedem. Mamă, ce scoste așa e, e uriașe. Fotolio. Ceva micuț Cum se numește? Uite u, ce bine arată asta Ui, așa ceva pun Pe una de asta, așa maronie Hmm, nu știu exact cum Nu, nu arată bine așa -i. Ha, am pierdut niște banoci, Cum se numește, mă, Bruni, chestia aia? Știi de care zic? Puf, parcă ziceai cumva a, nu găsim, dar uite ce fain asta, ăsta, e numai bine, fix ce trebuie. Gata frate. Dacă vrei să stai jos, am rezolvat și cu asta Și acum mergem în cea mai interesantă camera aș putea spune Hai să facem un pic de curățenie Opa Bă Cum curățăm astea? ne a apăsat? Stai așa că nu mă lasă să curățele, Ești nebun Aprinde lumina <laughs> What? Ăla funcționează și așa A, era bug, acum văd că merge Doamne, nu mă lăsa să curăț sângele, m-a spăriet. Hai să curățăm tot, să nu se știe ce-a fost aici. Se că vă că mai am afară. Aulu, și afară, stai așa. s-a dus în piscină și-o Ce zici tu că merg pe apă, Bruni? Hm. ne am ajuns să merg și pe apă. Da, mă, da, s-a dus în piscină să se curățe. Ce scenariu a fost aici? Ia uite. frumos, ce pot să zic? Nu încercați asta acasă. Stai că mai văd undeva jec, dar nu-mi dau seama unde. Tot afară. Stai, mă. Sus. Afară, dar sus, uite. Stai că nu înțeleg unde-i jegul. Era jos aici, aparent. Da, ce pot să zic? E curată casa momentan. Bun. Asta de ce e strâmbă? Ok, mai vede casa acum. Asta de ce What? Dar the... nu complet. M astea stricate, mă, trebuie să le înlocuim că stricate. Deci trebuie să cam refacem uh, bucataria. Asta o să le iau și o să-l îndrept. Ok. Uh, aia pare frumoasă, sincer, și asta la fel. Bă, da, toate strâmbe s-au întâmplat chestii dubioase rău aici. Nu pot îndrepta. Mi se pare mie... mai strâmbă blană. Stai, despre ce vorbim? Nu pot face dreaptă, mă. Ok, acum cred că e dreaptă. Sau poate că nu? Ba, da, e dreaptă, e ok, ok. Aprinde lumina, stinge lumina. U <gură> uh, facem așa cu lumina aprinsă. Aici îmi place ce văd din ou. Asta rău hai să... să a, -a bătut ca lumea. Asta o ridicăm și o facem așa. vă uh, văd că avem undeva... Da, aici trebuie să vindem tot. Dar stai așa că avem priză, sigur! Trebuie tot să așa. Punem o nouă. Da, trebuie să cam refacem de la zero, dar să ținem un pic minte, le vindem pe rând. Că dacă nu, nu o să țin minte aia ce și cum. Nu prea mă pricep eu la bucătării, sincer. Eu sunt mai mult așa cu instalațiile, cu astea. Ia uite, mă pricep rău la prize, la băi, la destea, dar la bucătării mai puțin. Ia Bun. Frigiderul pare în regulă, dar nu cred că e nevoie de alt frigider. Hai să îndreptăm toate chestiile astea. În... nu, vreau să nu vreau să îndreptăm. Loc. loc. de ce nu are loc, fratele meu? Stai că nu înțeleg. Băi, ești drept măcar. Hai să mutăm și asta un picuț. Ca un frumos pam pam. Stai mă, e canapea galbenă acolo. A, așa da. Bun, am pus canapeaua, mutăm și asta. Nu pare prea dreapta, Ba, cred că e dreaptă. asta este ce-o fi, o fi. Uh, covorul, stai așa, că abia acum realizez că e și un covor aici asa așa. Aici îl pun, aici îl pun. Deși sincer e cam urățel, dar se potrivește cu restul camerei, că lăsăm. Mai avem aici o priză, stai așa, că am vazut o Mă, adevărui că muncim ceva pentru căsuța asta, deci sper să am cât de cât. Eu am 80, tu 50. Da, sper să avem cât de cât profit aia da, să zic. Dacă eu am dreptate, ce primești? Uh, o nouă casă, că o să mai luăm altă casă. Ah. Bun, mai avem aici undeva o priză, probabil în spatele astea, nici nu știu. Uh, masă o să o las aici, chiar numai bucătăria vreau să schimb momentan. Ok, punem un scaun așa. Da, bucătăria o iei cu totul, nu le vin sperând. Păi nu cred că am cum, zici tu. Păi, eu așa am făcut. Ia auzi, mă. Ești gata făcută? Da. Uite, bucă, bă, ăsta e alt scaun. Aici, cumva, așa, lângă șemineu, frumii. Bun, am rezolvat cu masa. hota apare în regulă și ea. Ce mai am în regulă? Zici tu că pot să cumpăr o bucătărie întreagă, mi se pare cam dubios bucătărie. Vezi, nu știu despre ce vorbim. Păi ca la caută la mobilă. Uh, Fitting-uri de baie aici, mobilier. Așa. De bucătărie. Vezi, fiecare corp separat. Păi dă, e jos. Ui. A, ah, ia uite, îs cât de cât într-adevăr, ia uite, set de... Mamă... Dar stai că e complication. Și într-un final, după încă vreo 20 de minute, am reușit împreună să terminăm și bucătăria. Cam așa arată. Bă, eu zic că am făcut cât de cât ok, bine mai mult brunica. că eu nu mai știam ce trebuia să fac. Bă, am luat-o razna. Până la urmă, am găsit așa câte un pic de loc pentru fiecare. Eu zic că arată bine și și haide să vinde în casa, bă. Cam asta este. Nu cred că mai am nimic de făcut din ce am văzut eu. Bă, mă troleaza ușa asta, jor Bun. Suntem ok, cred că cu toată casa o putem vinde. Hai să vedem. 705.000 am dat pe ea. Bugetul... Bă, nu mai aveam bani deja aproape. Mamă. Mamă, 783... 800.000 Bine! Mama cum cresc bani, bă! Ok, 190.000 profit, stai așa. Deci fiți antenă. Uh, mobilă cumpărată 14500, mobilă vândută 8100. Deci asta înseamnă că numai de vreo de vreo 6000 am cumpărat eu practic. Vânzare de casă 902.000, profit 190.000. Refuză oferta Bruni? Se refuză oferta? Nu. No. Hmm. Nu avem loc unde petrece timpul cu întreaga familie. Potoliți, vă mă accept o ofertă. Gata. <laughs> Câți bani avem, bă? Ne putem face și noi în sfârșit căsuța noastră. Că uite ce jegoase. Vai de cap, e. Păi. Avem 926.000. Ce putem cumpăra, mamă? Deci, Bruni, tu ai fost mai aproape, dar și tu ai fost foarte departe. Hai mă, serios, 929 de Deci următoarea casă pe care am putea să o cumpărăm e una la 807.000. După care încet încet ne îndreptăm spre casa de pe lună care costă un milion jumate. Dar până una alta, cred că o să ne facem și noi casa noastră, bă, că vă... deja avem buget. Arată cam așa pe exterior, nu prea avem ce face, micuță, dar măcar pe interior să facem. În fine, cam acesta a fost casa noastră pe care am vândut-o astăzi pe un mega profit. Vă mulțumim super mult pentru vizionare. Nu uitați să-mi și un share, subscribe. Eu mă pun în pat și noi ne revedem data aviatoare. Papa. Pa!